Trăzniva râsul cu Bogdan Nistor și Iulian Aramă. Salutare, popor trăznit! Și bine v-am găsit! El este Iulian Aramă. Iar el Bogdan Nistor. Și împreună vom prezenta emisiunea Trăzniva râsul. Până să vă întrebați cine sunt ăștia, ce vor de la noi, alții care vor să se vândă, stați așa! Avem multe chestii faine. Știm că sunteți triști. Foarte triști. Știm că a trecut vara. A trecut. Știm că vin alegerile. Vin alegerile? Vin alegerile. Știm că vine iarna. Dar ghiciți ce? Nu ne pasă! Avem multe rubrici faine, așa că stați cu lentila pe noi. Începem cu prima rubrică, rubrica de știri. Văleu! Daniela Crud a fost recent bătută de iubitul ei Nino pentru că era prea sexy. Doamnelor, domnișoarelor, frumusețea câteodată doare, așa că lăsați implanturile. Operațiile estetice. Fiți naturale, pentru că... Nino-i pe urmele voastre. Văleu! Dacă tot vorbim de durere, o mărturisire șoc în lumea mondenă. Oana Zăvoranu își bătea colegii de școală, dar cu toate astea avea 10 pe linie. Dragă Oana, dar te-ai întrebat vreodată de ce n-ai fost invitată la nicio întrunire cu foștii tăi colegi de școală? E simplu. Adu-ți aminte de ochii învinețiți, adu-ți aminte de copiii care mâncau pe furii sub bancă, adu-ți aminte de copiii care n-au mai venit la școală. Oana, văleu! Se simte cu adevărat începerea anului școlar. Se simt emoțiile începerii școlii când părinții își pregătesc copiii cu iPhone-uri, iPod-uri și tablete care, bineînțeles, toate sunt pentru check-in-uri. A fost un weekend foarte aglomerat, dar foarte aglomerat în toate cluburile din țară unde s-au organizat back to school party. Pe lângă faptul că școala nu mai e ce era odată, dar poate nici pregătirile nu mai sunt la fel. Bă, dar noi dăm dreptate părinților. Ce atâția bani aruncați degeaba pe uniforme, rechizite, ghiozdănele, când totul este atât de simplu? Clubul te pregătește cu adevărat pentru viață. Aduce-ți aminte de emoția pe care o trăiam noi când alergam ca nebunii să cumpărăm un ghiozdan. Dormeam seara pe el în pat, de-abia așteptam să băgăm niște cărți în el. Acum e simplu. Clubul, mahmureala, selfie-urile. Altfel vorbești cu colegii tăi la un pahar de vodka, altfel te împrietenești când discuți despre Cristina. Din prima bancă, care dansa moartă de beată la ora 3 dimineața în club. Sau altfel discuți despre gradele din whisky la ora de matematică. Copilași, văleu! Avem știri chiar și din horoscop. Începem cu capricornii care vor avea parte de câștiguri neașteptate luna asta. În loc de salariul vostru de 1000 de lei, vine surpriză. Veți primi doar 500 de lei. Și încă o chestie pe care o veți mai lua, luați-vă gândul de la concedii și bonurile de masă. Săgetătorii fac rost de bani mult mai ușor. Din trolee, autobuze, metro sau din conturile altora. Așa că dacă circulați cu autobuzul, metroul sau orice alt mijloc de transport, aveți grijă lângă cine stați. Sau mai bine, întrebați-l în ce zodie este. Iar dacă este în zodia săgetător, mai bine mergeți pe jos. Pentru că mersul pe jos ține portofelul gros. Celelalte zodii oricum nu vor primi niciun ban, așa că sfatul nostru pentru voi e să stați acasă. Sau vorba prietenul nostru foarte bun, Adi Bobo, la muncă în ceapa mamei voastre. Și văleu! După ce ne-am directat cu atâtea știri interesante, eu zic că e momentul să trecem la ceva mai puțin interesant. Și anume avem pe teren pe colegul nostru, Edi, care se află într-un loc unde nu se întâmplă absolut nimic. Așa că, Edi, ai legătura. Gata, băieți, vă mulțumesc. Am preluat legătura. Mă aflu aici în Mamaia, unde a început programul Litoralul pentru Toți, unde nu se întâmplă absolut nimic, în care și parcările cândva erau pline. Acum s-au golit, este o atmosferă tristă, nu înțeleg care este cauza acestei situații. Aglomerația a dispărut, au mai rămas câțiva turiști care se bucură de timpul lor liber și sunt dornici de o vacanță cât mai plăcută. Atmosfera este bună, așa că alungați monotonia și veniți la mare să vă relaxați într-un cadru 100% sigur. Bineînțeles, totul se datorează poliției române care de ce față, care își fac treaba și au dat dovadă de profesionalism. Bogdan, Iulian, vă aștept la mare să ne relaxăm. Vă dau legătura. Pe mama, poartă în mijlocul drumului, te-ai găsit!
Da, cum spuneam, aici chiar nu se întâmplă nimic. Băi, de unde se oprește mă asta? Bă, cum te-au angajat ăștia pe tine? Care, mă, frate, uite în puii mei de aici, bă, de unde l-ați luat și pe ăsta, fraților? Fără prea multe detalii, urmează rubrica Nata, am făcut-o și pe asta. În această rubrică vă împărtășim imagini din călătoriile noastre. În prima noastră vizită am fost tocmai la Vatican și l-am vizitat pe însuși Papa. Din câte puteți observa, colegul nostru Edi, care se află în dreapta imaginii, a dorit să poarte ceva mai special. De mână cu Papa îl puteți observa pe colegul nostru, Iulian, care a insistat foarte mult să poarte acest pulover cumpărat chiar în acea zi. Nu știu, a fost o decizie ciudată, dar chiar îl prinde bine. Din câte puteți observa, colegul nostru Bogdan a vrut să stea mai retras, departe de aglomerație și agitație. Mă rog, încă o dată, alegerea lui. După cum puteți observa în această imagine, Papa a insistat să mergem într-un loc puțin mai retras. Eddie, colegul nostru, simțea dureri groanice la picioare și a insistat să țină cineva în brațe. Papa a încercat să-l calmeze sau să-l mai liniștească, dar din câte puteți observa, nici măcar nu-l bagă în seamă. Un copil foarte neastâmpărat, pe care însă și Papa n-a reușit să-l stăpânească. După atâtea vizite, atâtea dezbatere, atâtea plimbări, ei bine, ne-am retras în căsuța sa modestă. Bineînțeles, după care a urmat un grătărel, o bericică, am jucat și o miuță în spatele casei, chiar foarte frumos. După cum puteți observa, aici Papa a venit după noi până în avion pentru a insista să mai rămânem. Dar și noi avem treburile noastre. I-am promis totuși că într-o bună zi vom reveni. Ei bine, avem o rubrică foarte, dar foarte dragă nouă. Vă prezentăm rubrica Sketch-ul Săptămânii. Stăm jos să ne revanșăm, dă să te dă să te hai să cardimus ceva. Și unde stăm? Dă-te aici. A ce? Aici. Fii atent ce am avut eu. Supraț. O, bine, tati. Este? Te-ai gândit că ți-a familia, valoarea, Eduardo, te rog de un loc. Stai jos. Stai poate ca te fea? Să mă dezbrac. Așa? Poate ca te fea. Bălicu, nu. Este că-ți place? O delicu! Poate! Ce cum vreau să stai de mână pârnește, măi? Parfume? O, învânt? Ei, dar de la ce vine bată? Prea mână pârnește! Orice merge la valoar? Bine, tati! Ia jos, loc jos acolo, cum se spune. Da. Se spune, fiate. Deci, fii atent. Când te fac la asta. Ia să te văd, băi. Ia-și. Ia fii atent. Așează-le, unde le duci? O, dar bunule, că le eliberez. Așează-le pe tavă. Așa. Hai că mă au după tine. Zici că-i puzzle-ul. Așa-te.
Bă, dar parcă nu-i la fel ca în tutorial. Ai adus tutorialul? Hai să ne uităm la tutorial. M-am pregătit. De azi dimineață, data mea m-a borsetat. De arbitru. Este, ia tutorialul. Uită-te la tutorial. Este bine? Domnilor, tabla se întoarce invers. Hătă-te la el, bă! Ți-am zis că ești prost. Bă, da, bă, da, cum se întâmplă astea? Da, cum se întâmplă astea? Da! Bă, n-am ajutat de mână, m-ați țin minte, dar din memory. Ia, bă, că ăsta e al tău. Eu te voi iar am uitat. Domnilor, stop. Nu le aranjează corect. Dați-mi mie voie să-mi le arătă. Ia, uite, bă, că tu... Ia, le, bă! Bă! Ia, șează-mă! Ia, stai așa! Ia, șează-te! Demonstrat-te! Dacă mai are, bă! Eu luat mai mult? Două puncte! Stai-mă! A, de veri, două puncte! Ia, spate-te! Uite, bă, că știu! Bă, da, ieftinături de-asta ai luat! Ce-am mai spus, bă? Ce-am mai spus, bă? Ia de la mine! Gata? Așa repede, băi. Hai să-i dăm drumul. Poate să-i dăm drumul. Deci fii atât. Care începe primul? Care începe? Albul începe primul. Haide, bă! Discriminare! Hai, fii, te las. Le-a dat 10 ani. Fii atât. Băi, bă! Hai, mută o dată. Așa. E bine? E televizia. Calul ăsta cum se mă? Formă de lână. Hă? Lână de mână sau de lână? Important. Foarte important. De mână. Bă! Bă, ce face? Bă, bă, stai s-a întors înapoi. Bă, te-ai mai nebun ca nebun. Haide, mută din nou. Îți dau răgina în tură. Ia uite bă, că ardește răgini. Vrei să te tai? E doar o metaforă, doar. Bă, fără mei patori de alea, bă, că umblu cu lanții. Bă, bă, ia stai așa că m-a nebunit. Ia stai bă, pot să-ți un prieten? Domnule, suntem la un concurs. Bă, te-am întrebat ceva, pot să-mi sun un prieten? Ia de aici. Bă, dar tu ce faci, mă? Chiam intervenție? Chiam intervenție, bă? Sună un prieten. Da, Eduard. Eduard. Alo, Ianțule. Am o problemă. L-a sunat pe Ianțu. Fii atât. Da. Vreau să-i dau mat 7 la 1. Da, Ianțule, mersi. Hai, te pup. Vin la nuntă, da. Uite, las. Fii atent ce fac aici. Fii atent. Hă? Nu obosește, mă. M-a venit o idee. Ia, fata. Ia, lasă-i pe fraier să se cardească. Ia, dă-mă bani. Dă-mă bani! Dă-mă bani! Nu uite, dai bani. Aute, mă, mă pune el să zândește. Lasă-l, tati, hai, hai la păcănele! Ce? Ia, fără! Hai, da, da! Lasă-te, lua bani la fără! Înainte să încheiem, vrem să vă spunem că pregătim o rubrică specială și pentru voi. Rubrica se cheamă Ce ai făcut, mă? Este foarte simplu. Intrați pe pagina noastră de Facebook, Trăzniva Râsul, și povestiți-ne o întâmplare trăznită din viața voastră exact așa cum s-a întâmplat. Apoi noi o vom comenta în următoarea emisiune. Este foarte simplu, știți ce aveți de făcut. Nu uitați să dați like și share la pagina noastră de Facebook, Trăzniva Râsul. Și până data viitoare, stați cu lentila pe noi. Șmecherii fac ce vor, traierii fac ce pot.